Doamnelor și domnilor, din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Astăzi vom discuta despre controversatele uh, modificări și schimbări nenumărate din codul fiscal, toate care au fost făcute printr-o ordonanță de urgență dată de guvernul în urmă cu o săptămână și care vor intra în vigoare de la data de 1 ianuarie 2018. Despre toate acestea discutăm cu doamna Mirabela Miron, consultant financiar. Bună ziua, doamnă, bine ați venit în studioul nostru. Bună ziua, bine v-am găsit. Am mai discutat la, în alte ediții ale acestei emisiuni despre aceste schimbări, dar era sub titlu de informal. Dom'le, nu știm dacă va se fi, vor nu știm dacă se vor aplica. Da, se, se vor am... aplica. Bun, acum haideți să le luăm pe rând. Prima ar fi acea plată a contribuțiilor către stat care cad în sarcina a angajatului. Ce presupune acest lucru? Asta din punct de vedere al contractului de muncă, ca și până acum nu se va schimba absolut nimic. Angajatorul va reține și va vira în numele angajatului acele contribuții contribuții sociale. Se, se scade cuantumul contribuțiilor de la 39% la 35%, cu o reducere și a impozitului pe venit de la 16% la 10% și cu o mărire în același timp simultan a salariului minim pe economie la 1.900. Asta da, de la 1.450 dus la 1900. 1.900 brutul. Asta înseamnă că taxele rămân cam aceleași la un salariu de 1.900, atât venitul net... No, une... Stați puțin, deci la un salariu de 1450 de lei brut, da. Angajatul primea în mână 1049 de lei net. La un salariu de 1900 de lei brut, după 1 ianuarie 2018, scăzând uh, și taxe așa, așa, angajatul câștigă 1056 de lei. Deci are un plus de 7 lei. Vorbim că se păstrează același nivel al netului. Asta vorbeam. Da. Se păstrează, Ei, același, Ei, se păstrează același nivel al cuie. netului. Scăderea va veni la salariile peste 2000 de lei. În momentul în care începem să calculăm impactul la salariile peste 2000 de lei, și dacă ne mai raportăm și la acele categorii care aveau o deducere la impozitul pe venit, da. impactul este foarte mare și angajatorul este forțat, este forțat și ăsta este cuvântul, să crească salariul brut pentru a menține netul. Pentru că în momentul în care așa se întâmplă la noi pe piață, salariul este negociat de piață. Bun, bun, Deci, nu, nu. Haideți ca să, să încercăm să explicăm. Deci, până la ora actuală, avea unul un salariu net de 3.000 de lei. Pentru 3.000 de lei care le primea angajatul, angajatorul plătea către, către stat cât? Vreo... Nu știu. 1.200, 1.500. Așa. La ora actuală, ca să rămână cu 3.000 de lei net, angajatorul trebuie să-i mărească salariul brut, cel cu, pe cu care, care l-a negociat și care este în contractul de, de muncă. Da. Deci el va trebui să facă un act adițional prin care se mărește salariul brut. Cei care cu vor. 22 cu 22% minim ca să rămână... Cei rămânem. care vor. Aici este la latitudinea angajatorului. Există vreun text în ordonanță care obligă nu. angajatorul să mărească salariul brut astfel încât angajatul să rămână cu același net? Nu, nu există și nici nu poate exista, pentru că contractul de muncă este un act negociat între părți. Nu are ce căuta statul să impună. Este o forțare indirectă a statului, bazându-se pe faptul că angajatorii au nevoie de resursă umană calificată și. În cazul faptul... acesta, Cine are de pierdut pe data de 1 ianuarie 2018 pentru salarii mai mari de 2000 de lei? Cine pierde? Angajatorul sau angajatul? Cred că pierderea va fi de, de, ambele părți. Poate că nu ne dăm seama pe termen scurt, dar pierderea va fi de ambele părți pentru că acest salariu este impus, este impus în condiții nesustenabile și în condiții artificiale. Și ca angajator, angajatorul normal și firesc va încerca să mențină același nivel de salarizare. Această încercare trebuie să aibă la bază o economie solidă și niște condiții prielnice care să-i permită angajatorului să-și desfășoare activitatea ca pentru că vorbim de o societate. În condițiile în care nu avem așa ceva și pe fondul lipselor, lipsei de investiții, pe fondul uh, impredic impredictibilității date de guvern, pe fondul neabsorției fondurilor europene, este foarte posibil și foarte probabil ca mulți angajatori să renunțe la o parte din resursele umane pentru a putea să-și continue activitatea. Bun, aici intervine totuși cercul avicios. Renunț la o parte din angajați, nu mai pot să mai am aceeași E adevărat. Producția, o să... aceeași producție, aceeași, nu știu, Păi găsim alternative, ne gândim la automatizare, ne gândim la. Automatizarea presupune o investiție, o investiție. pe care angajatorul nu a prevăzut-o pentru, poate pentru următorii. Nu a prevăzut-o, dar dacă uh, ne gândim, eu ca antreprenor vă spun, dacă eu găsesc o variantă de automatizare a proceselor, fie și a faptului că implică o investiție inițială, prefer să mă duc la bancă, să iau acei bani și să-mi securizez cumva producția sau serviciile prestate, pentru că având un guvern care astăzi spune una, mâine spune alta, eu nu știu cum să mă raportez. Am da, înțeles. Deci asta cu, um, cu, cu trecerea de la... Bun, vreau vorbeam să Mă scuzați că vă vorbeam cu multinaționalele. Ei și-au bugetat firmele de IT și-au făcut bugetul pentru 2000, 2018 la sfârșitul lui septembrie. Cu nu două luni în urmă. Știu, cu două luni în urmă. Ei nu știu acum cum să se ducă, în exterior, la societatea mamă și să spună cu 30% pe resurse umană. Bun. Este o neconcordanță și lucrurile astea impactează. Sunt 30% pe cheltuiala pe resurse umană. Nu este 5%, nu nu vorbim de 10%, vorbim de 30%, care în marja de profit poate însemna ceva esențial. Bun, da, Într-adevăr, este bun. Bun. Haideți să vă întreb totuși că să se lămurească și uh, telespectatorii noștri. <coughs> Până acum parte din dările la stat era un sarcina angajatului, parte era un sarcina angajatorului. Acum toate au trecut în sarcina angajatului. Va fi angajatul cel care va merge și e poftiți domnule la pensii, poftiți la CAS, la sănătate, poftiți la nu cum vorbim la în început, nu se va schimba nimic din modul de raportare. Modul de raportare va rămâne același. Același formular, 100, o declarație 11, 112, același angajator care va sto opri, opri surmele și, și le va vira. Nu era, până acum era vorba să discuta despre stopaj la sursă. În continuare se va vorbi tot despre stopajul la sursă. Este o, un mod mai plastic de a acoperi sau de a justifica cumva faptul că am trecut contribuțiile în sarcina angajatului. Nu există nicăieri în lege faptul că dacă angajatorul nu plătește stopajul la sursă, el va fi cercetat sau urmărit penal. A fost la un moment dat în discuție, dar în 2015, dacă nu mă înșel, există o ordonanță a Curții Constituționale care spune că Așa, că noi nu avem foarte bine reclementat în codul de procedură civilă, în codul de procedură penală și în codul de procedură fiscală acest stopaj la sursă. Deci, stopajul la, la sursă nu este considerat faptul penală Nu există. Cu alte cuvinte, chiar și după 1 ianuarie 2018, angajatorul poate să nu, să nu vireze. Să nu vireze. Acele sume. Le poate folosi, știu, pentru alte. Există calcare. repercursiune asupra angajatorului, dar nu vorbim de o repercursiune directă. Și să nu uităm că totuși avem procedura insolvenței care poate la un moment dat să apară dacă societatea nu poate să-și achite. Deci asta cu plata contribuțiilor. Scad contribuțiile cu puțin, dar ele de fapt nu scad. Pentru că, dacă stau și mă gândesc, se mai adaugă 2,5% din cifra de afaceri, care e un fel de. 2,2% din venit, din impo... din, din care este acel impozit de solidaritate. Acum e cam același lucru. Ce am dat pe mere, am luat pe pere și se cam compensează în ceea ce privește. Câștigă statul din această modificare S din să această dea Dumnezeu schimbare? să câștige. Nu știu cât de foarte bine argumentate nu știu că, sunt. la noi, cel puțin la nivelul municipiului Iași, primarul municipiului a ieșit și a spus foarte clar, domnule, noi am calculat o pierdere de... Autoritățile pierd, autoritățile locale pierd pentru că uh, principalul pilon de fundamentare a bugetului local sunt impozitele pe venit și impozitele din uh, taxa pe valoare adăugată. La nivelul municipiului Iași avem uh, o scădere de 96 de milioane de lei. dacă Undeva da, la vreo 20, 20 milioane de milioane de euro. de euro. Mai bine de un sfert din bugetul... Păi cum a scăzut la nivelul municipiului Iași? Nu scad în toate? Acum... E adevărat. Toate asta, a, asta pe mine mă face să, să văd și să susțin faptul că guvernul nu are bani. Prin urmare încearcă să... Păi stați la că în condițiile în care guvernul nu are bani, ia o măsură care duce la scăderea veniturilor autorităților locale... Nu le mai dă bani autorităților locale, îi face să se orienteze spre partea de investiții și să se descurce singuri. Păi cum să te descurci dacă nu, nu numai că nu-ți dă, dar și mai ia din puținele surse altele decât bugetul care îți veneau aici? Ce să, bă, am impresia că descentralizarea care a fost mult lăudată se transformă acum, domnule gata, s-a ajuns la punctul maxim de descentralizare. Hai, Hai să, să revenim să la. Dați-ne nouă banii la București că vedem noi dacă vii dăm acum. în dăm și la bugetele locale. Asta este situația, ca și la antreprenori. Găsim variante să ne redresăm. Păi nu prea poți la, la nivelul autorităților locale, că vine vin legislația și spune publice, pri... Avem parteneriate publice Legea private. Încă nu este nu, bine este, pusă la punct Dar ce într-o lună, din câte știu eu, se va da Nu și parteneriatul public-privat? Înseamnă... În câte el domenii pot să duc. Ce fac? Mă duc și fac parteneriat public-privat pentru sănătate? Pentru sănătate, pentru educație? pentru educație, de ce nu? Ne gândim și la parteneriate. A. Ne gândim la o mai bună gestionare a activelor Dar O altă guvernul nu zice, bani, hai să-mi iau mâna de pe niște domenii importante. Faceți, mă, parteneriate publice-private. Eu n-am bani. A, atrageți fonduri. Da. De unde? Că până în 2020. Haideți să vă întreb un alt lucru. Asta este cu ceea ce trebuie plătit la stat. Split TV-ul i va afectar... Per firme la flota en insolvència, Total. Și pe firmele aflate în insolvență, pe cei care au un risc fiscal ridicat. Și cum, se, cum se calculează acest risc fiscal? Acest ridicat? risc fiscal ridicat se calculează dacă nu-ți depui la timp declarațiile, dacă nu-ți plătești contribuțiile la timp, dacă faci tranzacții cu inactivi. Deci da? e clar, de pe 1 ianuarie 2018, dacă ai întârziat, pac, risc, fiscal, nu, risc fiscal. Nu, chiar așa, nu. No. Trebuie întrunite o serie de condiții, trebuie să la anumite plafoane, numai. Nu mai este anafă ce a fost odată. Ah, bun, deci contribuții split TVA, ce altceva se mai impozitul pe venitul la întreprinderilor crește de la 500.000 la, 500 la 1 milion de, milion, de milion de euro. Este și bine și rău. Este bine pen... Este bine pentru cine? Este bine pentru acele industrii care nu au foarte multe cheltuieli și care tot timpul aveau de plătit un impozit pe profit foarte ridicat, gen consultanță și management care au fost scoase și au fost introduse sub acest plafon, este rău pentru comerț. De exemplu, este rău pentru firmele care fac rulaj cu marjă mică de profit și la care cheltuielile au o deci, ridicată. Acele, acele mici magazine de familie, de familie în care, familie care o familie care putea să-și ducă traiul de pe zi pe alta. Este, e, o să aibă un impact mare pentru că vorbim de rulaje și vorbim de o marjă foarte mică. Deci, o măsură total uh, Omajăra... social-democrată, nu? Care ajută uh, populația. Bun. <coughs> Am ajuns într-un moment în care nu știm încotro să o luăm. 2018 se anunță un an dificil. De ce? În urmă cu vorit? o săptămână de zile au fost uh, arestați niște persoane suspuse din. Uh, Zona țărilor producătoare de petrol, urmarea acestui fapt, prețul barelului s-a ridicat. Am avut o declarație a premierului care a spus, domnule, eu nu-mi iau salarul pe car pentru că nu am încredere în bănci. Și atunci băncile au zis, stai, nene, că vă ridicăm roborul? noi roborul. Așa? Euro s-a dus și el în sus. Ce ne așteaptă în 2018? În 2018. Ne așteaptă un an foarte complicat. Ne așteaptă un an în care antreprenorii vor avea foarte mult de furcă și vor avea foarte mult. Despre, de aceste, muncă. despre aceste mult de furcă și un an greu discutăm, sau cel puțin la această emisiune se discută de vreo trei ani de zile. Vom avea vreodată vreun an în care să putem să spunem, domne, pentru antreprenori, pentru micii întreprinzători va fi bine? Să sperăm că vom avea și anul acela, în momentul în care se termină cu această țopăială fiscală, cum a spus președintele Iohannis. Și avem un guvern care să-și asume o linie pe care să meargă și să nu se mai schimbe de azi pe mâine, vis-a-vis de codul fiscal, eu spun. Restul cu justiția și ce mai fi nu ne afectează direct pe noi, antreprenorii. Cred că vom avea și în momentul în care vor găsi acei oameni competenți care să știe să atragă fonduri, care să aibă. Chiar să le pe, sau chiar, cărora chiar să le pese de țara asta și de mare mare, lucru și, și de mare. viitorul nostru, atunci cred că vom avea și noi un an bun. Aceste modificări fiscale sunt și nu sunt de foarte mare impact. Cred că sunt Dar modul în care le dau de azi pe mâine și modul în care se gândesc, se răzgândesc. De exemplu, de la ordonanța și până la publica de la ordonanța prezentată și până în momentul în care a fost publicată monitor oficial, au mai omis să mai specifice faptul că nu se vor plăti co contribuțiile pe care la sănătate și la pensii pe care pe feaurile și drepturile de autor le plătesc acum vor fi scoase. Și au rămas în continuare Au rămas în aer. Au rămas în continuare Asta este. conform cu vechea legislație. Adică în momentul noastră. în care noi nu nu știm am înțeles. este o nu nu știi ce să nu faci știi. în viitor. Nu da. știi mi se face semn că am depășit timpul. Mulțumim pentru participarea mare la dimineață. Domnule și domnilor Înțelegeți ce vreți dumneavoastră. Ne luați sau nu ne dați? Cam asta este ideea. În 2018 nu veți primi nimic din partea Guvernului. Până data viitoare, cele bune. La revedere!